Astăzi, mai mult ca niciodată, banul trebuie să circule, pentru că ținut la ciorap va fi absolut inutil și va fi consumat de inflație. Investiți, 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 mai ales că sunt bani europeni, asta ne spune și invitatul acestei ore, Petru Luhan. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Petru Luhan, mâine dimineață dăm startul unui nou program, ce presupune asta? Da, este un program, să zic, de larg consum pentru cei mici și cei mai puțin mici, adică pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii, adică conform legii 346, micro-întreprinderi ești până la 9 angajați, întreprindere mică până la 49 și întreprindere mijlocie până la 249 de angajați. POC 41.1 se va lansa mâine spre consultare publică și pe 16 august se vor putea depune proiecte. Timp de o lună de zile. Adică ai la dispoziție o lună de zile. Aproape două în total. Pentru că și pe perioada de depunere vei putea încă elabora proiecte și depune până la sfârșitul perioadei de depunere. Deci avem aproximativ două luni la dispoziție. Să te informezi și să decizi. Să te informezi, să decizi, să alegi o locație, să verifici firma printr-un consultant. Și dacă este vorba și despre lucrări de construcții și montaj, ai nevoie de un proiectant tehnic care să te ajute să îți faci partea tehnică, respectiv un studiu de fezabilitate sau o analiză cost-benefit. Ok, plaja e destul de mare pe zona de întreprinderi mici și mijlocii, am de la 9 angajați până la cât 200. De la 0 până la 249. Da, așa e. Zine, te rugăm frumos, ce fel de proiecte se caută în acest moment? Sau mai bine zis, cu ce proiect sau cu ce idee de business mergi? Și mergi la sigur. Este vorba despre aproape toate codurile Cayenne reprezentate, bineînțeles cu excepție, alcoolul, tutunul, cafeaua nu se finanțează pe acest col. Există însă două plafoane, unul merge până la 200.000 de euro, zona învățământ, sănătate și alte servicii și restul domeniilor, respectiv restul codurile Cayenne sunt finanțabile până la 500.000 de euro cu o cofinanțare de, atenție, până la 200.000 mergem cu 5, 10 sau 15% din buzunarul propriu. Acești bani de cofinanțare pot proveni și dintr-un credit, respectiv după ce se aprobă o astfel de finanțare, orice bancă îți va da cofinanțarea, așa că să nu se teamă telespectatorii că dacă nu au banii ăștia în visterie astăzi, nu pot să aplice. Da, creditul acesta va fi cu ce fel de dobândă? Adică poți să negociezi, da, în cont de faptul că e individuală. Poate tu negociezi mai bine decât mine, okay. Poate ai o bancă la care ai vechime și îți dă o dobândă mai mică. Nu contează sau nu impune ministerul cu cine să negociezi, respectiv la cine să iei credit. Mai mult decât atât, scrisoarea de garanții, dacă ți se cere, se pot accepta chiar și de străinătate. Și trebuie spus în același timp că pentru cei 500.000, dacă vrei să îi absorbi, ai nevoie de 25% din buzunarul propriu, adică aici vin cei mai puternici și ai 35% nevoie din buzunarul propriu dacă ești întreprindere mijlocie, adică dacă ai peste 50 de angajați. Deci este un program la îndemâna tuturor, aș putea spune. Firma trebuie să fie înființată până cel târziu 31 decembrie 2018. Codul Cayenne trebuie să fi fost acreditat până cel târziu 31 decembrie 2019. Asta vreau să se înțeleagă. Mai mult decât atât, ce este finanțabil? Putem finanța reabilitare spații pentru producții sau pentru servicii, achiziție de orice tip de echipamente, fie că vorbim de un CNC, fie că vorbim de un buldoescavator, fie că vorbim de un calculator, fie că vorbim de un procesor, fie că vorbim de o aparatură pentru firme de proiectare, orice tip de echipament relevant business-ului este eligibil. Inclusiv mobilierul, softurile și chiar promovarea sunt eligibile în cadrul acestor programe. Întrebarea mea e, de ce neapărat până în 2018? Nu cumva e discriminarea pentru cei care s-au înființat după și poate au același elan? Pentru cei care au înființat firmele după, avem alte programe despre care vom face vorbire eventual mai aproape de lansare. Și Startup Nation și Microindustrializarea acceptă firme mai recent înființate. Acest POC, da, acest grant 411, se finanțează din oala cu bani REACT-EU, adică reacție la efectele COVID. Ok, adică da, pentru cei care au supraviețuit acestei perioade și care au nevoie acum neapărat de investiții. Și o investiție revigora pentru a deveni din nou acei vechi plătitori, contributori la bugetul de stat, cum erau înainte de pandemie.
și au nevoie de o injecție de capital în investiții pentru a reveni acolo. Au voie oamenii de afaceri să-și schimbe caienul și cumva să intre într-un alt domeniu? Poate că domeniul în care activau nu mai are atât de multe perspective, nu are perspective atât de mari și atunci firma existând din 2018, dar poate vrea să investească în altceva. Nu știu, am o fabrică de confecții, vreau să mă apuc să fac ghete. Bună, sau, mă rog, bună să întrebarea. Fac panouri solare. Da. Apropo, așezarea de panouri solare pe clădiri sau lângă clădiri este cost eligibil în cadrul acestui program. Iată, deci poți să-ți eficientizezi, deci poți să faci, dar asta nu înseamnă că ți-ai schimbat contul Cain. Pentru că eu pot să fac asta și pentru firmă de servicii, cum sunt eu firmă de servicii consultanță fonduri europene, și unul care produce pantofi sau mobilier. Da, nu, strict referitor la modificarea codului CAEN, se poate? La modificarea codului CAEN nu putem umbla deocamdată. În forma ghidului actual, bineînțeles, când vorbim de consultare publică, înseamnă de pe 22, adică de mâine, până pe 4 iulie, vom avea șanse, noi, antreprenorii, să depunem cereri de modificări la fiecare articol din ghid. Guvernul, respectiv ministerul, poate accepta sau nu? Sau nu. Care sunt riscurile unei finanțări europene? Multă lume stă cu degetul pe trăgat și zice, domnule, încă nu știu, încă mi-e frică, dacă nu cumva o să dau faliment, poate n-am o idee atât de bună sau în capul meu nu e atât de bună, mulți se tem de eșec. Mai ales dacă faci un și credit la bancă. Și asta cu creditul e riscant. Chiar ai început foarte bine emisiunea spunând că investițiile în pasive sunt bune, cele în active mai puțin. Ce vreau să spun? Confucius avea o vorbă mare și spunea: oamenii atenți se dezvoltă pe bani proprii, oamenii deștepți pe banii altuia. Adică pe datorie. Nu pe datorie. În cazul de față avem fericită posibilitate de a lua bani europeni nerambursabili într-un quantum de 75% până la 95% din valoarea totală a investiției eligibile și doar 5 până la 25% în cazul acestui program să venim dintr-un credit dacă nu avem banii, sau dacă avem o parte din bani putem să folosim acei bani și restul, pentru restul să apelăm la o bancă. Știți ce? Mă gândeam că am auzit multă lume discută despre asta și le-am propus unor prieteni să investească în așa ceva, sau prieteni, mă rog, cunoștințe. Și oamenii au spus: a, mă, lasă-mă pe mine cu fondurile tale europene, că o să vină ăștia să mă verifice tot timpul, că acolo trebuie să fii foarte atent cu orice leuț și n-am chef să stea nimeni pe capul meu. Bun, e și asta un impediment? Da, este un mit fals care, e adevărat, s-a propagat în mod eronat în piață și multora le-a indus o stare de frică. Ce vreau să spun este că astăzi nici să vrei nu prea poți să mai fraudezi. De ce? Se va întâmpla ca în trecut, Petru, când pe fonduri europene în agricultură cumpărau o mașină, un bolid, în loc să cumpere un tractor. Și alea sunt fapte penale care se pedepsesc. Banii s-au alocat pentru tractor, nu pentru Jeep. Deci îți cumperi tractor în cazul în care te descoperi că ai cumpărat Jeep din banii care ți-au fost alocați pentru tractor. Îmi pare rău, meriți să plătești, deci trebuie, respectiv, cumva, să răspunzi penal. Cumva ideea asta vine tot dintr-o mentalitate alterată a românului, că trebuie să mai fur eu pe aici, pe acolo, câte ceva și să mai trag eu. Din păcate nu recomand acest lucru nimănui. Din păcate există pe aici, pe acolo, oameni care încă, deși i-au dat 75 sau 90, 95% nerambursabil, încearcă să mai fure și din aia, respectiv să redirecționeze banii către alte direcții, în loc să achiziționeze exact ceea ce s-a solicitat în proiect. Deci noi de aici nu ne abatem absolut deloc, noi ca furnizori de servicii, de consultanță pe fonduri europene, noi nu lăsăm loc de interpretare cu nici o mică virgulă, pentru că s-ar putea beneficiarul ulterior să fie tras la răspundere 3 ani de acolo, de la momentul finalizării până la finalizarea. Hai să presupunem în felul următor. Am o firmă, vreau să iau fonduri europene, aștept până în luna august când pot să depun proiectul. Lucrez cu o firmă de consultanță serioasă? Da. Rămâne la latitudinea mea sau nu, depinde în funcție de cum stau costurile lucrurile. Costurile pentru consultanță sunt eligibile, deci ar fi bine să nu se încerce să facă o meserie pe care nu o stăpânește, pentru că nu plătește din buzunar. Fiecare decide cum vrea. Noi prezentăm oamenilor toate datele. Da. Să spunem că vreau să-mi cumpăr teren. Am, nu știu, o mini-fermă și vreau să-mi cumpăr teren. Sau vreau să-mi achiziționez o hală. Da. Unde să pot să fac producție de, nu știu, dulcețuri. Pot să fac lucrul acesta? Pentru că ea face niște dulcețuri extraordinare. Bun, bravo, felicitări. 1.
imobiliarele sau achiziția de imobiliare nu este eligibilă pe aproape niciun program. De ce? Pentru că Uniunea Europeană nu vrea să influențeze piața imobiliară în vreun stat. Vă dați seama că dacă vânzătorul terenului sau a halei de producție ar ști că Maria plătește din fondurile europene, mm-hmm, prețul ar fi puțin mai mare. Ok, deci nu... Deci contribuim prin injectare de fonduri europene la creșterea prețurilor pe piața imobiliară. Nu vrea Uniunea Europeană, deci nu. Okay. Dar dacă vrei să-ți construiești o hală, da. Poți să faci lucrul acesta. Poți să pui în devizul deci general, eligibil, cum se spune. Ești eligibil și 75% sau 90% din valoarea eligibilă a proiectului pot fi folosiți pentru construirea hală. Apoi pentru Câți ani de zile trebuie să stau eu, am zis de hală, cu hala respectivă? Poate, nu știu, peste 2 ani de zile nu mai vreau să fac și vreau să fac altceva sau vreau să o închiriez. Mă obligă pentru că am luat niște fonduri europene? Bună întrebare. 1. Perioada de monitorizare este diferită de la program la program în funcție de mărimea acestuia. Poate fi între 1 și 5 ani. În cazul POC, despre care vorbim astăzi, este de 3 ani. Cu alte cuvinte, perioada e mai mică. Dacă pot să schimb ceea ce fac în interiorul halei construite pe fonduri europene în cadrul acestui program, răspunsul este da, dacă facem o activitate conexă sau complementară activității pentru care am solicitat. Dar nu pot să scot... Principalul domeniu de activitate rămâne. Rămâne 3 ani, acela pentru care am solicitat. Pentru că acea hală a fost gândită și aprobată pentru funcționarea acelui business și acel business să devină un bun contribuitor mai la bugetul. Mai avem fix un minut la dispoziție și am să-i provoc pe cei care ne urmăresc în acest moment. Dacă au întrebări legate de acest domeniu, puteți să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, 3 ceasuri bune, îl vom bombarda pe domnul care îl chemăm la 3 ceasuri bune, Petru Luhan, să ne răspundă și revenim la dumneavoastră cu aceste răspunsuri.